preluat și în acest an cercul de lectură în limba engleză, care a fost inițiat în anul 2012, cuprinde următoarele grupe: Pre-Intermediate, Intermediate, Upper Intermediate și Advanced. Elevii înscriși la acest club vor lectura cărți cu text simplificat pe diverse nivele de dificultate, special pentru învățarea limbii engleze. Ei beneficiază de ajutorul calificat al profesorilor care, o dată pe săptămână, îi îndrumă să-și perfecționeze pronunția și să-și îmbogățească vocabularul. Cercul de lectură în limba engleză este gândit ca o activitate mai puțin formală, desfășurându-se într-o atmosferă relaxată de vacanță, voie bună și engleză. În plus, anul acesta se organizează și un cerc de lectură în limba germană pentru elevii din ciclul primar și ciclul gimnazial. Avem grupe organizate în fiecare zi a săptămânii aproape, uneori chiar și câte două grupe pe zi, de la nivel de începător până la nivel de avansat, cu precizarea, cum am mai făcut de altfel și până acum, că nu este un curs de limba engleză, ci e un club de lectură, deci chiar ținem să precizăm a se observa această nuanță, fiindcă cadrele didactice implicate în proiect încearcă prin lecturi, prin voie bună, prin alt fel de activități, mai puțin să le spunem școlare, să-i atragă pe cei mici la învăța o limbă străină, și anul acesta avem pentru prima dată și un club de lectură în limba germană. Nu l-am mai avut până acum, deja s-au înscris, sunt lunea, sunt întâlnirile. Înscrierile se fac la sediul bibliotecii, secția de împrumut pentru copii, iar întâlnirile au loc în fiecare miercuri a săptămânii, începând cu ora 17. În același timp, Biblioteca Bucovinei organizează pentru elevii suceveni și ateliere de pictură, grupurile având drept coordonator un artist plastic, Grațiela Grădinariu. Atelierele de pictură au loc în zilele de luni și miercuri. Biblioteca Centrală a Municipiului Suceava organizează aceste activități dedicate micilor școlari, cu scopul de a-i desprinde în perioada vacanței de vară de tot ce înseamnă tehnologie și în încercarea de a-i ține în contact cu activitățile educaționale într-o modalitate diferită, mai relaxată și mai distractivă decât la școală. Cluburile și atelierele se bucură de o prezență foarte mare din partea copiilor, majoritatea venind la bibliotecă din proprie inițiativă. Se bucură de o prezență mare, chiar zilele trecute, din câte am înțeles, la atelierul de pictură, doamna era pusă cumva într-o situație mai puțin, mai mult dorită, dar mai puțin ușor de gestionat, și anume că deja erau cam prea mulți pentru ceea ce înseamnă un atelier, fiindcă întotdeauna, de aceea și cum precizam și pe clubul de lectură, sunt mai multe grupe, unele chiar două grupe la același nivel de cunoaștere, fiindcă nu poți lucra cu 30 de copii, ci undeva la 10-12, maximorum 14 copii, fiindcă deja ți este foarte greu ca acei copii să și înțeleagă ceea ce fac acolo și nu doar să fie prezenți faptic. Dar atunci, atât. Când cântați de aceste activități, nu par să fie doar aduși de părinți? Nu. Chiar vin din plăcere, cum precizam și despre clubul de lectură, activitățile sunt îmbinate între lectură și voie bună, distracție, adică sunt mai puțin formale, și în felul acesta cei mici chiar sunt atrași, fiindcă până la urmă se creează acolo un grupuleț în care se distrează, se simt bine, știu că într-o zi au de mers la bibliotecă, sau oricare altă instituție poate să fie, într-un alt spațiu, unde citesc, dacă doresc, lecturează, ascultă profesorul cum îi îndrumă și nu primesc note, nu sunt pistonați, ai luat bine, ai luat foarte bine, sau suficient, sau știu eu ce. Și în felul acesta, da, activitățile au căutare la publicul de vârste mai fragede. E adevărat că un rol îl au și părinții, de modul cum ei îndrumă acești copii, depinde de altfel și calitatea educațională a copiilor, nu? Fiindcă nu putem lăsa totul numai pe seama școlii, și părinții au un rol esențial în educația copiilor și funcție de cum îi îndrumă în felul acesta și viitorul lor capătă un contur. Pe de altă parte, de ce să nu o recunoaștem? O să încercăm să fim ipocriți. Aceste activități, practic, îi țin în cadrul unei instituții de cultură, precum biblioteca, și țin în preajma cărții. În felul acesta, ei au contact și cu ceea ce înseamnă carte
nu numai în limba engleză sau germană, dacă sunt la cele două cluburi, și în limba română, mai trec prin secție, mai se uită la raft, mai văd o carte care a citit-o colegul, prietenul, hai să o văd și eu, și în felul acesta, pe perioada vacanțelor de vară, este esențial să-i ținem în contact totuși cu activitățile care să le stimuleze intelectul. După terminarea vacanței de vară, cluburile de lectură în limbi străine, dar și clubul de pictură pentru copii vor continua, însă vor fi adaptate programei școlare. Cluburile de lectură se vor transforma în cursuri, iar programul acestora va fi diferit. Cursurile se vor muta spre seară pentru a nu interfera cu programul elevilor de la școală.